Hei, hei, hei! Eu sunt Stefania, iar te bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, astăzi suntem la ziua cu numărul 9 a provocării noastre și vom discuta despre o autobiografie sau o biografie care m-a impresionat. Deși trebuie să recunosc că nu este neapărat punctul meu forte, am mai discutat despre asta și v-am spus că nu am intrat foarte adânc în zona aceasta de non-ficțiune. Pentru filmulețul de astăzi am ales o carte care nu doar că m-a impresionat foarte tare, ci are și foarte multă rezonanță în prezent, din păcate, fiind vorba despre Eu sunt Malala, scrisă de Malala Yousafzai și Christina Lamb. Este o colaborare. Așa cum am spus, cartea care a fost scrisă acum 8 ani este relevantă pentru zilele noastre în care se întâmplă, iată, lucruri de acest gen. Malala este o activistă care luptă în special pentru drepturile femeilor, pentru dreptul la educație și cea mai tânără laureată a premiului Nobel la vârsta de doar 17 ani. Aceasta s-a născut în Pakistan, în prezent locuiește în Marea Britanie și are o poveste impresionantă, fiind vorba, după cum cred că mulți dintre voi știți, presupun că, mă rog, majoritatea suntem la curent cu această poveste, însă în cazul în care nu sunteți, tocmai de-aia facem ce facem acum. Spuneam că este vorba despre tânăra fată care la vârsta de doar 15 ani a fost împușcată într-un autobuz când se întorcea de la școală spre casă de talibani. Malala povestește în această carte, începând cu ziua în care s-a născut. A fost inspirată toată viața de tatăl ei, un om care a iubit atât de mult educația, încât într-o anumită perioadă, cât încă erau în Pakistan, a înființat mai multe școli și chiar școli pentru fete, deși erau în timpul ocupației talibane, fiind, repet, unul dintre oamenii care au încurajat-o să-și pună punctul de vedere, să meargă în continuare la școală, chiar dacă viața era amenințată, așa cum se întâmpla cu toate fetițele care mergeau la școală în perioada aceea și, mă rog, în anumite țări chiar și acum. Malala a fost mereu o persoană foarte curajoasă, pentru că la vârsta de 11 ani a acceptat să dea un interviu pentru BBC Urdu sub forma unui blog pe care îl semna sub pseudonim. Atât Malala cât și tatăl ei au fost mereu apărătorii drepturilor la educația ale fetelor. De aceea, în 2012, repet, la vârsta de doar 15 ani, Malala a fost împușcată alături de alte două tinere în autobuz de talibani atunci când se întorcea de la școală. Din fericire, acest eveniment nu a fost tratat cu indiferență, pentru că foarte multe persoane din toată lumea s-au implicat în această poveste și s-au mobilizat pentru a-i salva viața. Malala a fost transportată de urgență la un spital din UK, unde recuperarea a fost destul de grea. În carte, Malala povestește cum talibanii s-au hotărât după un mare cutremur din Pakistan să profite și să susțină că ar fi un semn de la Dumnezeu. Astfel se înființează zeci de stații radio ilegale prin care se predică războiul sfânt, jihadul, iar talibanii încep să impună reguli stricte. Fără dans, fără muzică, fără filme, femeile nu mai aveau voie să meargă singure pe stradă, trebuiau să fie însoțite de un bărbat, chiar dacă acel bărbat era de fapt un băiețel de 5 ani. Nu mai aveau voie să meargă fără să fie acoperite complet. Cel mai important și cel mai important era faptul că femeile, fetele, tinerele fete, dar mă rog, de nicio vârstă, nu aveau dreptul să meargă la școală, pentru că aceștia credeau că educația le-ar fi învățat să se opună islamului. Așadar, Malala, deși risca în fiecare zi să meargă la școală, își dorea atât de mult să învețe și își dorea atât de mult să aibă acces la educație, încât își punea în pericol viața. Iar acum ne întrebăm, dacă tinerii noștri ar fi în această situație, oare ar profita și nu ar mai merge, pentru că, iată, trăim într-o perioadă în care școala este, nu pentru toată lumea, repet, sunt convinsă că nu e așa, dar pentru unii dintre tinerii noștri români este atât de plictisitoare și atât de obligatorie și pur și simplu este ușor să o respingă din lene. Toată povestea asta ne face să ne gândim că am fost atât de norocoși pentru că am avut acces la educație și pentru că am putut să o facem fără, nu știu, fără să ne simțim amenințați de nimic. Sunt convinsă că dacă luăm lucrurile din altă perspectivă, și în România sunt persoane care nu au acces la educație din cauza sărăciei, ceea ce iar este o problemă foarte mare, însă majoritatea
copiilor au dreptul la educație și pot merge la școală fără să își simtă viața amenințată. Pe de cealaltă parte am stat și m-am întrebat de unde au avut acest curaj, atât Malala cât și tatăl ei, pentru că era o amenințare clară, adică lucrul ăsta era clar că la un moment dat se va întâmpla. Însă iată că au continuat și au continuat, deși, mă rog, au fost amenințați, erau trecuți pe lista neagră, ca să spun așa. Cât de mult să iubești educația, cât de mult să iubești informația, cât de mult să iubești oamenii pentru a oferi un astfel de exemplu. Desigur, Malala și familia ei au rămas în UK, s-au stabilit acolo și nu se mai pot întoarce niciodată în Pakistan. Una dintre poveștile care mi-a rămas în minte și care m-a impresionat a fost legată de modul în care a privit tatăl ei nașterea acesteia, fiind primul copil, o fată, ceea ce de obicei în această cultură nu se sărbătorește foarte tare, dar tatăl Malalei a fost atât de încântat încât a cerut tuturor prietenilor să țină obiceiurile care s-ar ține în mod normal atunci când se naște un băiat, adică să-i pună în pătuț monede, fructe, dulciuri și chestii de acest gen. Iar acum o să vă citesc câteva fragmente care m-au frapat pe mine. Zice așa, eram fată într-o lume unde nașterea unui băiat era sărbătorită cu focuri de armă, iar fiicele erau ținute ascunse, singurul lor rost fiind să gătească și să aducă pe lume copii. În timp ce băieții și bărbații erau liberi să meargă unde voiau, eu și mama nu puteam să ieșim decât însoțite de vreo rudă de sex masculin, care putea fi chiar și un băiețel de 5 ani, așa spunea tradiția. Cazul în care nu aș citit-o, vă recomand, vă super, super, super recomand. Povestea este foarte cunoscută, așadar, întrebările mele pentru voi sunt: aș citit Eu sunt Malala? Dacă da, ce părere aveți? Iar cea de-a doua întrebare este, bineînțeles, legată de o carte de o biografie sau autobiografie care va impresiona foarte, foarte tare. Dacă vreți să mă, cum să vă zic, atacați cu biografii sau autobiografii istorice, atunci, mă rog, presupun că mai mult biografii, nu neapărat autobiografii, dar eu le aștept cu nerăbdare în secțiunea de comentarii, ca de obicei. Dragilor, acesta a fost filmulețul de astăzi, sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă sunteți noi. Sunt tare curioasă ce părere aveți despre provocarea noastră, suntem de-abia la ziua nouă, mai avem multe de discutat și de povestit. Dacă aveți chef, vă rog să-mi lăsați un feedback în comentarii. Să aveți o zi super, super bună, ne vedem mâine! Pupi, pa!